În cea de-a doua zi a festivalului Vox Mundi au evoluat în fața publicului timișorean corurile de copii Ocarina din Finlanda, Scovonchi din Polonia și Cantanti din orașul de Pebega. Evenimentul a avut loc în sala de spectacole a Colegiului Național Ion Vidu din municipiu. Festivalul Coral Internațional de Muzică Modernă și Contemporană pentru Copii și Tineret, ajuns la a treia ediție, contribuie potrivit organizatorilor la revigorarea muzicii de calitate, încercând să o readucă la statutul de brand cultural al Banatului. Este, de fapt, o mare bucurie să auzi acești copii cântând atât de frumos și se citește pe fața lor bucuria, fericirea de a cânta. Acești copii ne dau o mare lecție de dragoste, pentru că să dăruiești muzică oamenilor este poate cea mai înaltă formă de iubire care există, cred, cel puțin. Mai mult de atâta nu este decât rolul compozitorului care se dăruiește pe sine prin muzica lui oamenilor. Fără interpreți, fără compozitor, n-ar exista muzică. Acești copii care sunt, de fapt, interpreți ai muzicii, sunt cei care dăruiesc șansa accesului la muzică oamenilor. Fără ei, noi n-am putea avea acces la muzică. Fiecare ediție a festivalului Vox Mundi are și o serie de întâlniri tehnice, cum le numim noi, care se adresează cumva specialiștilor în muzica corală. Anul acesta am avut, în afară de întâlnirea cu dirijorii, devenită deja tradițională, am avut și o întâlnire cu un jurnalist de la Mezzo, pe nume Antoine Pecœur, care lucrează pentru Mezzo, pentru Clasica și pentru Radio France. Anton a venit cumva să se edifice și asupra festivalului, dar și asupra vieții muzicale timișorene. Prin urmare a petrecut la Timișoara 3 zile, finalizate ieri cu participarea la conferința de presă de deschidere a festivalului. It's a very good idea to be together and to share the passion to the music. So this is my opinion about it. I like such festivals. In Poland I organize similar festival, but this festival is dedicated only for the girls choir from different countries. And last 2 years ago we had a choir from Romania, from Vaslui. Yeah, so I am very happy that I am coming back once again. I come to Romania to meet once again with Romanian people, because you are really, really friendly to us. În cadrul festivalului, Poșta Română a emis un plic special în ediție limitată, pe care este tipărită emblema Vox Mundi. Întâlnirea s-a desfășurat în clădirea Poștei Centrale a municipiului. Copiii participanți la festival au scris mesaje celor dragi pe noile cărți poștale care poartă emblema Vox Mundi și le-au expediat de la sediul central al Poștei Române din localitate. Ziua s-a încheiat cu un recital susținut de formația corală Orfeo din Valencia, Spania, în sala de spectacole a Colegiului Național Ion Vidu din Timișoara. Festivalul Vox Mundi este organizat de Asociația Culturală Cratima, Arhiepiscopia Timișoarei și Primăria Municipiului Timișoara.